Pace, frate, drag! este păcat venerarea în mod special a uneia dintre persoanele Dumnezeirii în detrimentul celorlalte? Se practică în funcție de cult și de doctrină. Fiți binecuvântat. Vedeți voi, a venera o parte a Dumnezeirii nu consider că este păcat. Păcat este neascultarea Voii lui Dumnezeu. Dar, în mod clar, nu cred că îl onorează întru totul pe Dumnezeu. Pentru că el ne-a cerut, și vorbesc aici despre instrucțiuni precise, ne-a cerut să ne raportăm la Dumnezeire într-un mod specific. Iată, de exemplu, Apostolul Petru, fiți atenți ce spune, și apoi vă voi citi pentru fiecare în parte, pentru că sunt lucruri clare. Ca niște copii ascultători, nu vă mai lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în și după cum cel ce va chemați este sfânt, fiți și voi sfinți în toată portarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă, fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Foarte interesant. Dacă chemați ca Tată, despre cine este vorba aici? Este vorba despre Domnul Isus Hristos? Este vorba despre Duhul Sfânt sau despre Dumnezeu Tatăl? Vedeți că noi îi cunoaștem sub aceste apelative. Așa îi denumim noi prin aceste caracteristici. Este vorba clar despre Tatăl, dacă chemați ca Tată pe cel ce judecă fără părtinire. Fiți sfinți în timpul pribeciei voastre, căci este scris fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, și se citează din Vechiul Testament. Acest text este din Levitic 11 și Levitic 19 acolo, dacă voi vă uitați atent, unde găsiți întregul cod al Sfințeniei, aș putea spune. Levitic 19 este codul Sfințeniei care îl evidențiază pe Dumnezeu Tatăl. Vedeți, dintr-o dată avem o raportare. Când ne raportăm la Dumnezeul Tată, întotdeauna, noi trebuie să avem grijă practic la fiecare pas pe care îl facem în această lume, la fiecare vorbă. Pentru că dacă ne cinstim Dumnezeirea, în primul rând îl ne cinstim pe Dumnezeul Tată, apoi îl ne cinstim pe Fiul pentru că El ne-a învățat cum să fim și înseamnă că nu l-am ascultat, apoi îl ne cinstim pe Duhul Sfânt pentru că uh, nu am luat aminte la ceea ce El ne-a antrenat să fim. Deci dacă Tatăl nostru este suveranitatea, aș putea spune supremă la care noi trebuie să ne raportăm având grijă la modul în care ne comportăm. Și când spun asta, înseamnă că și când vrem să venerăm o parte a Trinității, ar trebui să ne raportăm inclusiv la Dumnezeu Tatăl. Pentru că vezi, totul se raportează la El. Ne aducem aminte de ceea ce ne spune Domnul nostru Isus. Când vă rugați, când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, adesea aud oameni care să spun, Doamne Isuse, dăm și fămi, Doamne Isuse, protejează-mă, Doamne Isuse, Doamne Isuse, Doamne Isuse. Este bine să comunicăm, pentru că rugăciunea este o comunicare. Și când comunici cu Tatăl, când comunici cu Duhul Sfânt, când comunici cu Domnul Isus Hristos, este bine. Dar atunci când ne raportăm la Dumnezeire, ar trebui să trecem prin acest protocol. Când mulțumim, să-i mulțumim fiecăruia. Duhul Sfânt, îți mulțumim. Doamne Iisuse, îți mulțumim. Tată, îți mulțumim. Când însă îi cerem Dumnezeirii ceva specific, trebuie să știm cum să o facem. Să-i cerem Tatălui în numele Fiului care mijlocește pentru noi, prin puterea și autoritatea Duhului Sfânt care este în noi. Repet, să-i cerem Tatălui, în numele Fiului Cel care mijlocește, prin Duhul Sfânt. Eu știu că există, vis-a-vis -vis de denominațiuni, biserici unde se exagerează fie într-o parte, fie în alta. Biserici unde Duhul Sfânt primează în totul și în toate și sunt neglijate persoanele Domnului Isus Hristos și persoana Tatălui. Sunt culte unde um, este abuzat Duhul Sfânt, imaginea Duhului Sfânt, și multe dintre neroziile care se fac în această lume astăzi sunt puse în dreptul Duhului Sfânt. Din nefericire, erau vremuri când, și mă refer aici la teozofie, la gnosticism, când se făcea hula aceea specifică în care omul punea, lucrarea pe care o făcea răutatea în dreptul Duhului Sfânt și își asuma faptul că Duhul Sfânt este partea răului și că ei sunt răutate, este de fapt partea binelui. Se spunea în mod direct, noi ceea ce facem, noi suntem adevărații Dumnezei, ei ceea ce fac sunt adevărata răutate. E, astăzi am ajuns să facem lucruri groaznice și să le spunem noi în, în cărca Duhului Sfânt. Pe vremuri se făceau lucruri rele și se, se făceau lucruri bune și zicea, se, lumea zicea despre ele că sunt ale satanei. Astăzi noi facem lucruri rele și spunem că sunt ale Duhului Sfânt. Nu știu dacă prindeți ideea. Când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, ei ziceau că face totul prin puterea lui Berzebul. Că este îndrăcit. Făcea lucruri bune și ei spuneau că este de la satana. Acum oamenii fac lucruri rele și nici nu vreau să vă dau aceste exemple ca să nu cumva să-i întristez pe unii sau pe alții. Dar știți la ce mă refer. Sunt oameni care fac lucruri extrem de rele și care spun că sunt de la Duhul Sfânt. Au ajuns în tot felul de curvii, de străbălări și care să zic că au fost comandate de Duhul Sfânt. Așa că trebuie să fiți foarte, foarte, foarte atenți. Foarte atenți la modul în care vă raportați la ei. Cum ne raportăm de exemplu la Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu ne-a fost trimis ca noi să avem ca o baghetă magică cu care să poruncim, cu care să ne dăm un spectacol. Duhul Sfânt a fost dat precis ca un antrenor. El ne antrenează, el ne învață, el ne aduce aminte, el ne mustră, el ne sfătuiește, el ne fericește. Și dacă nu-l ascultăm, se întristează și pleacă, este scris. Nu întristați Duhul, nu stingeți Duhul. Acolo conceptul nu înseamnă că îl stingi așa cum stingi focul cu apa. Înseamnă, în traducere directă, nu-l goniți, nu-l izgoniți, nu-l depărtați de voi. Așadar trebuie să fiți foarte atenți, foarte atenți, să dați cinste fiecăruia dintre ei. Prin Duhul Sfânt întotdeauna ai legătură cu, Tată, cu Dumnezeu Fiul, cu Domnul Isus Hristos și prin Dumnezeu Fiul cu Tatăl. Este un principiu în care tu ajungi în relație cu ei. Niciodată nu vei ajunge la Tatăl doar prin Duhul Sfânt. La Tatăl ajungi prin Fiul, dar la Fiul nu ajungi decât prin Duhul Sfânt, cu alte cuvinte. Omul, Duhul Sfânt, Fiul, Tatăl. Omul, Duhul Sfânt, Fiul, Tatăl. O relație clară de legătură între noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!